Da. Bună, Bade! Bună, bună ziua, Oleg. Ce mai Uite, faci? vreau să încep și eu. În 2017 am fost la Haruj în audiență. Și soldații au ocupat doi, acolo erau doi procurori. Unul Ghinadi Părlii și unul Mihai Uglea. Și s-au ocupat ei 2017-2018, 2 ani de zile, n-am primit niciun răspuns de la dânsă, la plângerea mea. Pe urmă, am făcut iar legătură cu domnul Harujan la telefon. Și i-am mai trimis, el a spus să-i mai scriu o plângere. I-am mai scris a doua plângere, cred că în 2019, ori în 2018, așa ceva, că nu le-am făcut nu, în scriere, că n-am buhaltor. Și am făcut aceeași istorie, eu chemat pe dânsul, au vorbit cu dumnealor, le-au dat comandă ca ei să se ocupe cu defileul Trinca, cu Petrovici, cu toate întrebările. Da, bun, eu dat cuvântul că se ocupe. Până în prezent, eu de la Procuratura Generală vreau să spun că de la Mihai Uglea și de la Ghinadi Pârlii n-am primit niciun răspuns la plângerile mele, care sunt acolo, ele cred că și le-am înregistrat. Eu undeva trebuie să-i Dar înregistrez. poate i-o dat afară, de nu mai lucrează, a Acum, venit procuror șef nou. da, eu am scris o plângere lui domnul Stoianu, ăsta, el, lui Stoianoglu. Alexandru. Da, i-am scris o plângere lui, Andrei. Plângerea mea a fost trimisă la CNA la Bălți. Când eu am pretins că de Bălți eu nu am nevoie să discut întrebarea mea la CNA din Procuratura din Chișinău, din centru. Așa din centru ne-au dat răspuns nimic că domn Petrovici e tot același salariu primesc ca și noi și trebuie să dăm la centru unde, acolo la Bălți, unde să clarific întrebările tăi. Zic, domnule, eu de 12 ani de zile de la CNA, că din Bălți, câte răspunsuri, câte științări am făcut, câte informații, eu n-am primit nimic. De la Vlas a fost unul, m-a dat afară din cabinet, a fost Tănase, a spus că domn Petruș, să ne ocupăm că este ceva încălcări acolo, cu una, cu alta, că m-am dus când Cuvarul, când ai prins tu Cuvarul, eu eram la dânsul la audiență, înțelegi? Când, pe dânsul, atunci eu deschis pe dosarul 65, confiscarea varului. Când pe urmă eu de la Tănase primesc răspuns că domnul Petrovici e tot în regulă, tot e bun. Peste o lună și ceva de zile, el a mai reținut, acolo ne-a dat un răspuns că trebuie să mai clarificăm că ceva este aici, dar nu știu. Mai pe urmă ne-a dat răspuns tot e în regulă, tot e bine, ta trebuie să te adresezi în judecată. Bun, eu am adresat, nu m-am adresat în judecată, mai trecut un timp de vreme, l-au schimbat pe Istan, pe Tanas, pe Vlas a venit așa la a doilea care v-a spus eu și nu, pe dânsul a venit la urmă Tanas a venit unul și m-am dus la Tanas, am stat de vorbă cu dânsul, da, domn Petrov, și să ne ocupăm. Și acolo eu la dâns am avut am niște informații, înțelegi, date, s-a ocupat unul bucătar și cu altul burlacul, doi au fost. Eu le-am dat toate informațiile lor acolo, când le-am dat informațiile tăti, tot peste o lună de zile am primit răspunsuri de la dânșe, că domn Petrovici e tot în regulă, că acolo niște persoane care aveau formuleu transportul cu var care mergea transportul din Republica de pe NATB, de pe unde erau de peste locul, formuleu era o firmă acolo, firma lui Ursache, eu știu cum mai se mai numeau ei, și era sora lui Întrinca, care tot lucra cu dânsul, și a fornit mașinile toate aici. Erau sute de mașini s-au aformit, sute. Și m-a întrebat pe mine ăștia de la CNA, cine a fornit transport? Eu am spus chiar ca cine a fornit. Familia ea are piciate, are tot, și ei au venit în control. Când au venit în control, după ce au venit controlul, făcut ei control tot aici la fața locului, eu am fost invitat cu dumneavoastră, am fost invitat la Bălți. Da, eu m-am prezentat, eram în hol acolo și așteptam. Când în hol acolo a venit și doamna de la Trinca, care era cu transport. Și m-a început acolo pe mine să mă iei la trei parale, să mă întrebi, domn Petroș, ce ai mă ta cu mine, de mai ta mai declarat că eu ia ca așa, doamnă, mă ta ești femeie și ea, ești parte și ea, care ai fermă, ai piciate, ai tăi și ai formi. Și în cazul de față răspunde, dacă ai tăi documente, eu nu sunt contra nimic, eu și am. În timp și ala s-o dat jos bucătarul, burlacul, repede, au văzut că noi ne sfădim acolo și au luat-o pe dânsa, ți-am spus nu ai legătură cu Petrovici. Și legătură ai tu cu Petrovici, și te sfădești cu Petrovici, ei și nici sfădești sau și v-am chemat să nu vă sfădiți.
Și a luat-o pe dânsa acolo sus și a vorbit cu dânsa și a făcut și s-a dus tot. Pe urmă a luat pe mine. Mi-a spus că încălcări nu-s domn Petrovici, fiindcă tovara transport năclădnei care au fost luate de la dumneie, nu s-au păstrat și nu putem să o tragem la răspundere. Dar eu zic, cum asta, domnule, eu știți, la grădinița de copii, eu nu am lucrat cu documentele, nu știu cum se face. Dacă un exemplar de cele de documente are, un exemplar, are cinci foi acolo, una la storoș, una în documente, una se dă la șafior, ori două acolo cât se dă, înțelegi, dar materialul trebuie să aibă document de la primărie, că varul este a lui, eu spravă pe acolo. Și tot s-a dus asta, mi-a spus tot, mi-a dat răspuns, tot e bine. Când de la un timp în sat, un șeput a strigat, femeia și ei și a spune că domn Petrovici, mata m-a chemat, eu trebuie să dau și casa și le-am dat bani, înțelegi? Eu am spus, da, dacă ai dat bani, du-te la procuratură și du-și spune, dacă Petrovici îi bat, și mata m-a chemat pe mine acolo și vă împărțesc cu banii, eu mă împărțesc cu banii cu dânsă și de atâta eu i-am chemat la trin. Acum, toate întrebările astea care au fost și au rămas, le-am strâns toate grămadă, am us-o adresat întrebarea asta, am vorbit cu domnul Moțpan, deputatul de la Parlament, și domnul Chirilă Moțpan mi-a spus că domn Petrovici, eu întrebarea mea tale, am ridic la nivel de Parlament, la Parlament. Și-a ridicat acum întrebarea mea la Parlament, înainte de epidemia asta, și întrebările mele au ajuns la Procuratura Generală. Procuratura Generală le-a dat iarăși așa întrebări, le-a dat acolo. Ia că au trecut ăsta, îmi spune unul, Mihai, Prodanciuc. Mihai Prodaniuc, nu-i Prodaniuc. Mihai procuror Prodaniuc, sau consilierul deputatului? A? E procuror sau cine e Prodaniuc ăsta? Nu mai. Este care ți-a declarat, a fost declarat în Parlament. Fost da, deputatul a făcut probabil interpelare și a venit de la procuratură cu răspuns la interpelare. Nu, a venit și le-a dat de la Parlament, le-a dat la procuratură. Procuratura Generală le-a trimis la CNA-ul din Bălț, lui domnul Prodaniuc, ăsta e nou. Am înțeles. A fost Tanas și Tanas a scos și a pus pe ăsta nou. Eu am văzut ăsta, am stat de vorbă cu dânsul și i-am spus lui, eu am spus, domn Petrovici, epidemie, noi nu facem nimic. A trecut ea ca o lună de zile, eu am așteptat și așa aștept, înțelegi, o lună de zile. Mai vreo săptămână în urmă, mi-a venit o persoană de la dumnealui, eu am spus că ea că eu trimit o persoană, îți duc la măta, eu nu știu, că Sergei îl cheamă, dar cum familia noi, și i-am dat câteva informații, eu am spus, eu informațiile să le dau, dar eu nu pot să merg la Bălți, fiindcă eu cu picioare și nu pot. Dacă vreți, ea că cu mașină veniți și mă luați, eu mă duc. Și el a venit, o ascultat și s-a dus înapoi și eu a spus la așa, băi băieți, eu am toate documentele la mine, dar eu nu ți le arăt. Să, eu vreau să vii șeful tău, să-i pun de masă, să-i spun de bucătari, să-i spun de șeală, să arăt toate documentele, că eu nu numai este am mai mult de aici. Cum cu jefuiala la Bălț, acolo a fost, cum cu judecățile, cum cu tăcel l-ar să vii, că cu e declarată. Eu și-a făcut-o, l-a și-a ascultat aici, domnul, deci tot și-a spus la așa, la, mă, eu sunt pe Prodaniuc aici și-i spun, domn Prodaniuc, eu vă aștept. Că nu știu cât o mi-ai trăi, am atâtea zile, dar am 13-12 ani de când eu lupt cu asta și în continuu să fură și să distruge și la noi și nu e măsuri nimeni. Și ia că au ajuns răspunsurile mele. O dat și la Procuratura din Iedniță și o dat și la CNA-ul. Procuratura din Iedniță i-a dat răspuns că domnul Petrovici în continuu nu se fură din defileu, nu se fură nimica, nu s-a furat nimica și noi am fost pe urmele acolo și nu găsim nimic. Procuratura din Iedniță. De câte ori am intrat eu în defileu, ce la găsăm braconierii la furat și ei nu găsesc. Ei nu găsesc, Oleg. Nu găsesc, ei se împart, Oleg. Aici vreau să spun că am ajuns cu asta și am făcut eu. Am ușit să spun, în 2000, cu mare greu, asta din 13 ani, cu mare greu, în 2019, în luna lui Gătitul, luna lui August, am șuierat pe la Procuratura Generală și l-am chemat și a fost aici o comisie. Și a venit domnul de la, ce l-am spus pe ăsta, domnul Uglea, nu? Uglea, domnul Mihai Uglea a venit la fața locului. Am prins acolo, am depistat o groapă de var, acolo era gata groapa de var, Uglea a dat comanda că varul și-i pus sub peliculă până să-l lua toate măsurile. Și l-a pus acolo. A pus groapa de vară, a pus și a pus acolo sub peliculă, acolo a pus peliculă, a pus poliția, o hrană, să pândească acolo, să duc.
Ce faci acum? Omul Uglea îi spune, acolo era și un vagon de lemne. Domnul Uglea îi spune ei în față, domn Petrovici, vagonul ia cam de ăsta de lemne, cât este vagonul ăsta, n-au nimeni niciun document. Pe groapa de var n-are nimeni niciun document nică. Eu am să-i chem la Chișinău și acolo am să ne clarificăm. O să negociem. Și-a luat el acolo niște șibioncă, a strâns acolo în sași și acolo la dâns, a luat, a făcut trei sași, a luat șibioncă de așa de prejur de acolo și spune și noi am să clarificăm de unei chiatra asta. Bun. S-a dus. Când pe urmă au trecut două zile, Uglea a plecat la curort. Dar eu îl sun pe Nechita. Nechita este șeful lor la procuratură acolo. Mai este sau era atunci? Și acum este azi la zonă și el mi-a spus că e pe foaie de boală, e cu epidemia. Mi-a scris el nici și îi spune că e cu epidemie. Bun, măcar ăsta îi răspunde. Dar și las nu răspund nici unul. Eu întreb, înțelegi, că acolo au fost 8 metri lungimea, 4 metri lățimea, 1 metru și 10 înălțimea. Și am vrut să știu până în prezent, nu știu, câte cuburi de ceatră acolo, de vară, așa la socoate, înțelegi? Acolo eu clarific odată și pentru totdeauna. Acum și eu făcut. Ei și au făcut și 3 zile varul a dispărut. Uglea la curort. Băieții care au fost cu varul au plecat pe hotară, au plecat, au lăsat tot baltă așa și au plecat pe hotară. Au trecut vreo o săptămână, două, varul a dispărut de sub pelicul, tot, au plecat. Cine l-a luat? Dar omul care a fost cu varul a plecat pe hotară și a venit în luna lui ianuarie, a venit acasă. Și eu acum am dat la 112 ca să ne clarificăm unii varul. Și până în prezent varul nu-i nicăieri, 60 de toane, asta e sub 1 milion de lei. Numai varul. Dar nu mai spunem de lemnele, nu mai spunem de șelnante, câte au fost acolo. Și cine au de la Bălți zice că nu se extrage chiatră din defileu, că nu se arde var, că nu stai pădure, da? Da. Auziți, eu am șerut de la Procuratura Generală și am șerut de la Inspecția asta, la ecologică, ecologie, cred că. La inspecție ecologică am cerut ca să vii la fața locului. Nimeni nu poate să-i spui din ochi și e acolo. S-a furat sau nu s-a furat, că i-a pus acolo o chiatră, că nu-i pus o chiatră. Eu am spus că primesc informații de la... Mă sunt băieți în poliție care lucrează băieți cinstiți. Deci eu am spus, domn Petrovici, el să vă aduceți acolo să vă uitați că el merge prin părâu și merge vreo 30 de metri la vale încolo și se ridică în sus și se duce, el merge prin părâu să duce. Dar ei se duc acolo și se uit că chiatra și este, nu-i mișcată, nici așa de acolo. Acolo avem două turme de oi care merg în fiecare zi. El vrea să vadă că este urmă, ori nu este urmă. Nu poate fi, că acolo oile și ele merg prin stânca și acolo se duc prin păduri, se duc pe locul, se duc pe imași, pe acolo pasc și acolo niciodată nu îți găsești o urmă de mașină. Că acolo tot e implicat, înțeleg. Și acolo e implicat și poliția, procuratura, cu tot primarul de la Trinca, toți sunt implicați și toți sunt aici vinoveți, înțelegi? Și de atâta nu se descoperă unul pe altul. Nu se descoperă. Vă spun că azi am primit de la domnul ăsta, el a venit Mihai Rodanciuc, eu am zis că el e unul tânăr. Și apoi i-am spus lui, domnule, cum mă ta, de cine ești numit aici? Cum să-ți spun dacă Govajuc, Sergei Govajuc, care a fost procurorul anticorupției în Bălți, el am cum e la corupție centrală, în Chișinău, acolo, el e procurorul la corupție. Când el striga la mine, domn Petrovici, mă da, e scos cu drucul de șer, cu Tărnăcop, a scos chiatră. Dar eu i-am răspuns lui, băi, dacă a scos statul tău cu Cărnăcop, cu jala Cărnăcop, oricum îi spui tu, dacă ai scos, că nici nu știem că la drucul de șer se spune, că la noi se spune drucul de șer. Dar el mi-a spus Tărnăcopul. Băi, dacă a scos tata tău cu Tărnăcopul, înseamnă că am scos și eu. Dar dacă el spune că tata eu nu a scos, că nu a fost acolo. Apoi și eu am fost, dar eu chiar am fost acolo. Dar nu am scos niciodată cu Tărnăcopul, nu am lucrat, nu am îmblat să scot chiatră, că eu nu aveam treabă acolo și nu aveam eu șcata acolo. Am fost, eu am văzut tot ce s-a trecut, înțelegi? Și ea ca asta e istoria, că e tăță, înțelegi? Nu, eu n-am primit răspunsul la groapa și ei de var, când eu am socotit acolo, scris că spiște 80 de toane de var ies. Că dacă ei era la un metru, 8 metri lungime groapa, a fost varul pus sub peliculă, atât așezat,
și avea 8 metri lungimea și 4 metri lățimea și 1,50 metri înălțimea și i-a ieșit undeva la 70-80 de cuburi de ceatră. Și dacă iese acolo 70-80 de cuburi de ceatră, apă în divarul ăla care este acolo, fiecare toană de var, dacă ea este din trincă, fiecare cub de ceatră acolo pare o toană 400, o toană 500, fiindcă piatra când arde, e o leacă să pierde greutatea. Și iată, asta este socoteala, până în prezent nu am niciun răspuns. Am dat la 112, nu-i răspuns până în prezent, nimeni nu a dat răspuns. Am fost mai alaltă ieri și am fost la luni, mă tinc, am fost chiar luni, am fost la Edin și m-am dus la procurorul ăsta Rusnac. El este viceprocuror, el e nou. Și lanți trebuie puși la dubală, și struga 1 și struga 2 și mai sunt și lanți cărnăței care sunt mătiței și trebuie să șteargă că asta trebuie să-i tragi la, la răspundere, că acolo s-a făcut procesul verbal fals. Cât și cu miliția, cât procuratura. Și eu asta am declarat. Și nimeni nu vine și o comisie ca să clarificăm întrebările. Este. Pare rău. Toți. Și atâți, să uită, uitați-o furat și o mâncat împreună, ei toți își țin unul pe altul. Și i-am spus, chiar acum am sunat la cineva și i-am spus să-i transmiteți lui domnul ăsta Mihail, că eu îl șed la pat și l-aș tept acasă la mine, să vie, să vadă, înțelegi, să vedem cine l-a pus pe dânsul, că eu am spus, eu pus găvajuc la loc și tu pentru găvajuc nu ai deschis. Și nu numai găvajuc, dar ești pușcaș acolo. Tot eu un bandit, înțelegi, că acolo am descoperit încă când am scris pe internet cu băieță de la Germania care au venit și au jefuit cu bani, eu i-am prins pe și ei băieță la autogară care jefuiau acolo. Dar și eu nu pot să te fac nimic și nimic, nu pot să fac, înțelegi, că acolo eu am mai vorbit cu procurorul din Bălț, este care procurorul Bălțului, îl cunosc unul domnul Turiac, l-a sunat și lui ea și l-a spus că domnul Petroi se ocupă procurorul Găvajuc corupție cu treaba asta și ești mătaia aici. Și ia că de la Găvajuc am primit răspuns că faptele nu s-au adeverit, înțelegi, că oamenii nu dar am scrisoare de la Germania, am scrisoare și am vrut să-l chem pe domnul procuror, să-i pun procurorul în dinți și să-i spun cine băieți și ies. Eu i-am văzut, dar n-am avut cu ce să-i filmez și pe deci că eu i-am prins și doi băieți. Acum Eva sunt băieți și ea și ea că asta e banda tăt care este la noi în țară, să apără tăți unul pe altul și tăți se descoperă. Păi nu ar și fugăriți tăți din procuratură, din poliție, din tăți aici, nu mai se poate și ea. Acum eu la Iedriță, e rar, că nu vor să răspundă nici comisarul, nici procurorul, nici procurorii din Bălți, de la Bălți, aici de la Bălți la cine ani mai răspund. Dar de la procuratură nu îi răspund, de la procuratură de la Chișinău aici, da, cât Uglea, cât Ghinade Pârlii, numai cât azi Nechita ne-a răspuns, ne-a scris pe site, ne-a scris că domn Petrovici i-a pe foaie de boală. Și asta e tot întrebările astea. Dar cum să rămânem, înțelegi, că nu știm rezultatul. Nici la groapa și de var, nu am rezultatul. Nici la vărării, mi-au spus din ochi, că noi am fost și am văzut acolo, că acolo nu se fură. Eu am spus că nu sunt încrezut. Eu le-am găsit la Chișinău și numărul de telefon care este comisie formată acolo să vii la fața locului, dar nu eu să o organizez. Mi-au spus ei băieță de la ecologie de acolo. Procuratura să dea ei comandă și băieții vin să constateze cât s-a furat din defileu. Nu să-i spui nici din ochi, că noi am fost și am văzut. Au venit niște fete acolo și s-au scălit pe document, că nu-i furat, nu-i îmblat la teatru, nu se vede nică urmă de mașină, nu se vede nică. Atât știu și atât sunt. Apunde, s-au uitat în defileu și au zis că nu se văd urme de mașină și nu-i îmblat la teatru când acolo sapă în continuu și tot timpul sunt mobil de piatra aleasă deja. Oleg, asta e tot a lor, înțelegi, cât cu ecologie. Ei și-au furat, ei și-au mâncat, ei și-au împărțit și asta s-au furat, nu ca așa, dar milioane, înțelegi, milioane s-au furat, s-au distrus și s-au împărțit între deși și toți au avut de aici bucățări. Și gata, mai mult nu se poate. Dacă eu spun, un băiat, care el de mic copil, e de pe băieți de școli, în continuu, o furat și s-au împărțit cu procuratura și cu poliția și cu toți, apel ne-am scrie grochile la urmă l-am învățat să nu scrie pe dânsul, dar să scrie pe Ivanov, Petrov, Sidru, care și vei îți dau 1000 de lei, numai tu să spui că groapa asta e a ta. Și el pune și tot așa și face ea ca acum. Eu am, îi numai întreb o comisie, îi se dau documentele și te clarificăm. Băi, ori mă judeci pe mine, ori judecăm pe tăți ăștia
să vadă, înțelegi, că eu merg la gata la tete, înțelegi. Dar și groapa aceea de vară are documente? Am înțeles că ultima pe care ați prins-o atunci cu Borodache era chiar pe domeniul public, era în spațiul primăriei. Și documente poate să aibă astfel de groapă făcută în spațiul primăriei. Primăria trebuie să răspundă pentru terenul acela, nu? Nu răspunde primarul s-a cătăit peste locul cu banii la băieții ăștia. Au fost, deci, țările. S-au cumpărat vilă, s-au cumpărat prin România, prin mulți, nu știu, unii s-au cumpărat vilă acolo. Ei, n-ai de unde să știi, presupui că nu cred că ai documente doveditoare. Eu presupun că eu, un pățan, a venit care a văzut acolo că este storuș de la tot din Trinca, era un storuș, la dânsul păzea acolo vilă și ea. Eu nu presupun și nu grăiesc. Eu și-am auzit de la oameni și s-au grăit, este adevărat, că nu mi-a spus ei, dar mi-a spus altă persoană. Și domn Petrovici nu căta că el are oameni din Trinca acolo, care îi păzește vilă, îi păzește tetă, înțelegi, acolo și poate să fie drept și asta. Dar primarul l-am prins acum, e că o tăiet copaci de pe teritoriul spitalului în Trinca. A făcut amulă când am făcut materialul ăsta cu Bodorache, acolo este, dacă ai văzut, este spitalul când era în 2008. Și nu trebuie 106 de mii să o cheltui să rupă fundamentul și ala care era de bitor. O adus excavator, o rupt acolo, o făcut, fac acolo 106 de mii. Noi avem bani și dacă el a avut 100 de mii, la spital trebuie să făcut alt loc. Cine nu s-a sfătuit cu lumea să sfătuiască dacă a vrut să facă un lucru bun? Dar ei spală bani. Nu cred că primarul face din capul lui, tot Consiliul probabil o decis. Are majoritate în Consiliu? Oleg, consilierii la noi au ales să sunt vă trei copii și una alta. Și-s bunii primarul. Așa este. Eu am mai gândit și cu alți consilieri care sunt acolo. Mă, ta de ce n-ai candidat? Așa... Aveți să fii în Consiliu, aveți să știi tot. Oleg, dacă eu n-am putut să fiu, tu știi, eu dacă mai pot să mă învârtesc, dar și fost, dacă ai văzut, dacă la noi eu i-am băjicurit pe cât pe Andrina Stas, cât pe Maia Sandu, dacă el un polițist care a furat împreună cu dâns și pe Colesni, care a furat împreună l-a pus candidat la primărie. Auzi, tu scas la dâns și i-am scris eu, și Maia Sandu și Andrei Năstas și i-am scris. Cum de i-o dat lui, i-o dat lui Colesnic în dreptare ca el să fie, auzi, eu nu putem să fim consilier, dar i-o dat la un polițist s-o duc și i-o dat în dreptare să voteze satul. Și eu atunci am organizat, deci, băi, votați pe cine vrați să-ți vedem și să vedeți ce aș fi. Și nu l-a votat pe dânsul, de-am el sărie la bataie la Hista, că e polițist, să-i învețe, să-i facă, și nu mai faci nimic. El pe dânsul trebuie dus cât pe dânsul, cât pe comisarul, pe amândoi trebuie judecați. Te referi la Colesnic, la polițistul de sector? Colesnic a fost șeful de post pe numărul 5 la Fetești acolo și nu a făcut nică. S-a furat 2300 de cuburi de chiatru, nu nimică pe lună din anii 12, de 11 până în 12, din 12 până în 14 s-a mai furat 1700, dar din 16 până în 17, nu știu că a fost acolo, i-a dat tot comisia că s-a furat, dar nu aveau vinul cu șeala socoat cât s-a furat de acolo. Dar i-a dat că este furat de acolo. Dar în continuare, de-am să îndeie până în 2020, trebuie să vii alți, că și ei nu aveau nici opători, nu aveau apărătură, nu și nu aveau, dar unii au spus că au apărătură, au comisii, dar trebuie să vii prin Procuratura Generală. Și iată așa, hoțâile se fac și bandiți, și atâți spală mână pe altul și s-a îmbrătesc. Aici, pe dânsul l-a pus, cine l-a pus? Cred că tot l-a pus, Găvăjucă. Eu i-am spus lui, bine, băi, n-acoași la mine, eu să-ți spun și tu ești și scrie și spune-mă, dă-mă la Găvăjucă tău. Găvăjucă tău trebuie să dea demisia, trebuie tras la răspundere. Trebuie să fie tras la răspundere toți, nu numai el, dar și lans procurorașa lor, înțelegi, câteau acolo. Eu când am fost cu tine la Bălța, îi spunea o om, vai de capul ăsta și pățești mașinile și care merg străinii pe aici, sunt, îi jefuiesc, îi vse, îi bat, înțelegi, distrug, șer mită, șer tăcene, înțelegi, barda. Așa de mai cum am pățit eu cu aici. Noaptea i-am sunat, ziua i-am sunat, îmi trimis acolo la poliție 112, dar așa l-a s-a dus noaptea și s-a dus la Gustinii și un durniu. Ei și-o spăret, că dacă nu plecați pe mâini, vă mergem să crie acasă. Și am scrisoare scrisă din România, la omul care a fugit, a fost pățan când s-a dus din România, din Moldova s-o în România, înțelegi? Aici ce-și socot nănașul de cununie a mamei mele, părințelor, nănașul de cununie a mamei mele a fost. Și atunci pe vreme și ei când a fost răspala și ei au fugit în România, s-au dus și ei au rămas. Și am venit el cu fșorsul, au venit aici și când au văzut fșorsul și bărdac în Moldova, ce aici m-a adus. M-a adus, m-a ușit să mă duc în sacrii pe mine acasă pentru și.
Și ia că asta e tot socotești. Nu vrea nimeni. Ia că l-am chemat pe Isa. Vine mai să-ți povestesc. Acum, în timpul Isa, când eu pe internet, l-am întâlnit pe Nicolae Grăjdieru. Cum m-am întâlnit? El e în Germania și m-a văzut pe mine. Eu cândva, el a fost președinte la CNA. Primul președinte a fost Nicolae Isa Grăjdieru. El acum de 20 de ani se află în Germania. Lucrează cu sport acolo. Au avut cineva cunoscut de aici când l-a... Și l-a luat la... L-a luat... Du-te din casă. Și Nicolae Isa Grăjdieru m-a văzut pe mine și mi-a dat când prietenie. Și l-am prietit în prietenie și de-aia am vorbit cu dâns, el m-a întrebat pe mine, am făcut și el m-a spus, domn Petroș, mă, ta n-ai nici o susținere de la dâns și nici noi să ai. Că o bandă întreagă, înțelegi? El a fost scris, înțelegi, și a spus că nu ai să dovedești nică, fiindcă n-ai susținere de la nimeni și n-ai să faci nimic, pe doar să fie o comisie, să controleze, să-i pui test la punct.